Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți. Sunt Luana Popovici și vă prezint principalele știri ale zilei. Serviciul de telecomunicații Suceava a finalizat montarea echipamentelor pentru asigurarea comunicațiilor în toate cele 555 de secții de votare și urmează să distribuie tabletele pentru monitorizarea votului. La sediul instituției prefectului județul Suceava a avut loc luni, 9 mai, o întâlnire cu reprezentanții Serviciului Județean de Telecomunicații Speciale Suceava și ai Autorității Electorale Permanente cu privire la activitățile ce se vor desfășura în perioada următoare pentru bunul mers al alegerilor locale din luna iunie 2016. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a desemnat operatorii de calculator pentru toate cele 555 secții de votare, urmând ca aceștia să fie instruiți în perioada care urmează. În data de 22 mai, operatorii vor participa la o simulare la nivel național privind modul de funcționare al sistemului informatic implementat la aceste alegeri. Județul Suceava este în grafic cu toate acțiunile prevăzute în programul calendaristic al alegerilor locale din 5 iunie 2016.